No, bună ziua, prieteni, bună ziua, domnilor și domnilor! Raider, ești fericit, a? E bucuros, Raider, al nostru prieten, pentru că a venit și lui cadou. Oh, ia ce curea, voi, zici că ca la cal. Ia ce scrie acolo? Dă-o aici. Să se vedem că nu se vede bine. Raider, mamă, de pele, de ale. Hai, Raider, hai să o porți sănătos, Raider. Ce fac cu leu, dai bani pentru locul ăsta. Mă, scoală-te. Raider. Leagă, leagă. Păi nu mă lasă. Ce-ți-au adus să... Ha? Ieru, acum? A. Cât ai dat pe ea? 80 de lei. Vezi, vezi, să nu-i trece peste... Să nu strângi. Dar să nu-i treacă peste gât, că ăsta o aruncă. Și o aruncă pe stradă și o perzi. Nu strângi la așa, tăi, leu. Ia, și bagă mâna acum, vezi cum e. Bagă-o pe sub alea. Strângi, mă. Raider. De acolo poți să legi și leu. La lanț, da. Îl leg pe lanț, gata. Ia, ia, scuri. Bagă mâna pe după asta, să vezi să nu fie strâns. E strânsă. E strânsă. Să nu fie strâns tare, să nu strângă pe el. Are joc, așa, are, bine, bravo. Deci după gâtul lui, știi? Da, da. Asta vine jos, partea asta. Vai, ce bucuros ești, Raider, hai că ai pus Raider. Asta îi trebuia pusă invers. Lasă-l, mă. Invers. Cum e? Așa, cu scris în partea aia. Nu, lasă-l așa să-l vadă lumea. Ia să vezi acum, Raider, că nu te mai cunosc nici ale tale care umbli tu după ele. Are, are joc. Raider, hai. Hai. Stai aici. Și aici îi pui... Da, acolo cu el. Aici unde te plimbi cu el. Și jos vine lanțul. Mhm, mhm. Am și lanț, dar trebuie tine la cățător. Da, da, da. Ia, e de piele, vezi că știu ce se dau. Da, cât a așteptat-o, Raider. Trebuie să o pun în invers. Da, să iau așa. Eu fură lumea acum. Ți-ai dorit-o, Raider? Să nu iau ea cineva. Păi cine? Că uite, știe toată lumea, că Raider e numele lui. Cine s-o fură? Păi ia trebuie cineva, un om, păi că el e prietenos, stă când se... Așa, pe care o ia tu, de ce ai cumpărat-o? Nu te gândeai dinainte că e o fură. Care e o fură, singur își face dosar penal. Pentru că o știe toată lumea la Raider la gât. Păi de unde știm care e o fură? Păi, vedem la ce, la ce câine o pune ăla. E de piele, o ia. Cum te simți, băi, Raider cu ea? E bine? E bine. I-a luat lui lanțul de la gât, a pus. Păi unde e lanț ca să vedem la cum. Nu mai veni omul ăla să ne facă aici, să-i băgăm pământul înapoi. Nu mai vine, nu știu ce. Nu-s serios cu trunița, degeaba. Dai bani și dai și pe plus, dar degeaba. Îți place? Să nu lași pe nimeni să o ia, să se atingă de ea. Da, crezi că e după el. O zici, mă? Mamă, dacă e ea cineva, că el umblă peste tot. Păi așa nu te gândeai înainte să-i cumpări. Nu m-am gândit. Tu cumpări. Acum, cum i-o fi noroc? Ia, ține asta. Îți place, măi? Ia. O, tot te dai pe spate. Raider, scoală-te, hai. Ia să vedem. Ia, scutură-te, scutură-te, că uite ce-i vechi. Da. Îți place? Mami, trebuie să-i facem o baie. Păi o să-l băgăm în baie și băgăm în ăla, pe el. Șampon și cu tot ce trebuie. Mă, nu. Mă sunt asta cu fierul, să mă duc să dau cu fierul. Mă. Nu știu fierul după, m-a sunat un prieten. Și că, bă, vină și tu cu cuturnița, mai ieși de acasă. Vină până la mine. Am avut carnea de oaie și au rămas oasele, că mi-a cumpărat bucătarul de exact. Și m-am gândit să ne facem o ciorbiță. Uite, aveam coada asta de la oaie. Niște cărnițe, am opărit-o, am lăsat-o de-a dat un clocot, știi, să iasă
să fie, mai să nu fie sânge de la carne. Și uite acum vrea să... Uite cum mă pe mea facă niște varză aici. Mai mare, mai mare. Nu, Daniela, fă-le mai mare. Fire așa. Fă-le că nu vrea că te-l înfire așa. Nu? Mai mare, fă-le mai mare. Le face mama. Aha. Așa, așa. Așa mai mare, vezi? Că după aia el ce fierbe, nu mai găsești nici varză, la mine și cum. Așa, așa, pic mai micuțe, vezi tu. Potrivit, așa. Hai, lasă-le așa. Pune aici în asta. Am cumpărat varză de la Severin să fac mâncarea asta. Să fac oasele ăștia de oaie, să facem o ciorbă. Ce să mă zic, Daniela? Fac și mâncare, ce să mă fac? Să stau toată ziua să... Bineînțeles că mă-mi mintesc, chiar dacă muncesc și fac ceva, gânduie tot atat acolo, mă gândesc. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Mă rugam de frate meu, ziceam să vină acasă, n-au vrut să vină. Și el, și el, și Liza. Zicea, Liza nu se duce la Dănuță. Acum ce caută acolo, acolo? Acum veni la Dănuță după ce l-a băgat pe tata în pământ. Vine. Cu tânăr punctul ăsta în jumate. Bune toată varza, că e multă carne. Îți fie și trebările. Eu să mă duc să pun eu așa în oală pe toată carnea asta. Să spun aici, uite, coada asta de la oaie și să ia pe acolo. Uite, spălai bine în două, trei ape. Pune morcov. Punem bulion, o ceapă întreagă, așa pun. Fac mâncare, că uite, dacă am oamenii la muncă, uite muncitorii, sunt pe aici, muncește. Bucătarul, leuțul, mai un domn. Ce? Oamenii la lucru. Am zis că sunt și fac mâncare. A venit acum Liza, stă acasă liniștită. Stă liniștită și ne-a distrus pe noi. Toți nu mai aveau loc de taică meu, acum stau liniștit. Îi vorbeau pe toate canalele. Eu n-am zis nimic. Nu, nu, aspele o spălăm, dacă e, e sărată. Ia să punem aici. Ce și bulion de ăsta ce mai am de la soacră mea. Mi-a dus să asem și bulion de ăsta. E și ardei iute are în el. Și mai e bulion, Daniel. Nu mai am, că dau mama toții. Ăsta era un clasic. Da. L-a luat dus la mine aici, că... Că n-aveam oameni aici și făcea mi-a adus să... Să cum ar să dea? Baterie. Leo! Leo! Care mi-e camera ta, că probabil că n-ai tu bateria. Mamă, cum arată că tunica. Gata mâncărica. Deci bulion de la soare. Da, ce-a roșit. Am pus o mână de orez, prieteni, știi, ca să aibă gust. Varză murată cu carne de oaie am făcut. Uite, cu ce rău o fiert. De s-a dezlipit așa de pe oase. Uite și coada la oaie. Uite aia care i-am cumpărat noi jumate de oaie. Și rămăsase codița la ladă și am zis să fac ciorbă acră, așa, cu varză. Cumpăra varză de la Severin. Ce face iată? Nu a terminat să vină la masă. Mai le lăsăm, a? Că dacă mai bine muncesc când sunt frământ.
Dacă le dăm să mănâncă, nu mai muncește, nu mai dau cu sal. Bine. Cu lopata. A, nimic. Ce zici, bucătare? Punem să mâncați masa. Era bine, că deja simt un gol aici în stomac. Deja simt un gol. Punem să mâncăm cu toți împreună, nu? Da. Că Denisa vrea să pleacă acasă cu Daniela, vor să plece. Acolo tot ce trebuie. Da. Uite, viară bine, îmi lăcrimește ochii. Ce să mai zic. Venea și sora cu Jianu la ciorbița asta, dacă trăia săracul. Cred că venea și el. A Cătăline. Dacă era Jianu în viață, venea imediat la ciorba asta cu... Imediat venea, îl sunam eu și spuneam, vin o tată, zică, rog, și el vine, atunci venea repede, dar acum, pe cine să mai chem? Mama nu mai vine? Ce? Nu mai vine, săraca. A rămas, stă acasă acolo cu aia mică, cu Sarina, care o iubea tata pe fata aia mică, pe Sarina. Pâine, coș. Aici castanele mele ia. Ale albe alea. Și de ce? Să vedem cum apare mâncarea. Care roșii cu... Mâncarea știi cum e, roșii. Și pare pâine, roșii, da? Hai. Să punem unde ai pus pâinea? Muncitor mai are și pretenții ce fac cu ei. Cine? Muncitorii? Da. Ia zi-te, Denisa, ia un interviu. Le foame, cum se simte... Ia du-te la bucătarul, uite, de când am auzit că gata, pune masa, deja nu mai duce. Nu pune pe tine, pune pe tine. Cum te simți, domnul bucătar? Rău. Fără mâncare, rău. Nu se poate. Uite, știu, cât am turnat aici, erau astea scândurile în ciment, s-au mai rupt din ele. Trebuie așteptăm. E gata masa? Nu mai poate să cu bucătar. Mie că slăbesc. Acum mai durează un pic. Cât mai durează? E pregătit. Ha? Dacă uite fac alergie. Tu nu ține cutunița asta cu masa. E ciorbă de bacri. Da. Să mai fi Deniso, nu mai am cuvinte. Ai râs și eu, Deniso, și sufletul nu le... Ai inima mine, din cauza lui Jean, că l-am pierdut pe tata, nu-mi vine să cred. Nu, ce să mai zic, nu mai am nici putere în mâini, uite cum am mâinile, tremură toată ziua. Ce-am văzut, nu-mi vine să cred ce-am văzut în fața ochilor. Alea, Daniela, alea. Nu știu. Uite cu apă, nu vezi, să le ștergem. Ce să mai zic. Da, Denisa. Să punem mâncarea. Mamă, ce s-o dezlipit este cărnița de pe... Uite. Ciorba adevărată. Adevărată, da. Asta e ce? Coada de la oaie? Coada de la oaie și am scos așa pe... pe asta, pe împreată, că nu pot să pun în castron ghita mai os. Hai. Grăsimi. Cam prea multă untură în... Lasă că și eu când pun, nu pun așa, fac așa știi la ciorbă când e. Da, da.
pune Daniel în masă. Ceapa eu o dau afară, dar m-am uitat cu ceapa asta. Nu știu că vreau. Coada de la oaie, să uitați să nu lăsați oalii. Ai de la oaie, ce-i tu? Coada de la oaie, uite-o. Arată-o, uite aia, zdravă. Ia asta cu lumina de aici. Las că poate mai fumează cineva. Acum, la masă, mai fumează cineva. Da, nu ne pot să știi. Mersalam.